Astăzi m-am trezit la 6 și n-am mai stat nici de filmat nimic, nici de alea. Am tras tare cât am putut, este ora 2, curg apele pe mine, nu mai pot de cald, dar am evoluat foarte, foarte mult mobilierul, hai să vă arăt. Deși credeam că în 2 ore termin, mi-a luat multe chestii de migală, am pus aici placă, am pus acolo, am montat giuveta, o să o și vopsesc probabil dacă o să mai am timp, are și scurgere, are și bidon. Din păcate am măsurat aiurea cu tigaia și când am dat este un pic mai largă. O să-i pun de la silicon sanitar pe margine și o să stea fixată, nu-i problemă. Ghiuveta, când a venit pompa, o să-i moment în pompa. Avem aici mai multe variante de bidoane de pus în interior aici pentru partea de apă. Am pus întărituile astea la pat, că știți că nu erau și iarăși contează foarte, foarte mult, că s-a întărit foarte mult. Pregătim deja șina de tăiat, vedeți că am pregătit și șina să o tăiem și să o pregătim și pe aia. Iarăși am pus ăsta și m-am trezit că bețele astea nu mai mergeau decât până aici, da? Și le-a trebuit să le scurtez, să fac un mecanism de desubt acolo ca să stea drept și acum stau drept și se mai scurte, ceea ce mă oferă mai mult spațiu jos, adică pot să pun un și jos, acum pot să pun un capac, da? Deci este și ăsta un avantaj. Deci cam așa arată, cu fluturașii și respectiv cu totul, e mult mai bine totul acum, mai rămâne decât câteva operațiuni. O să mă cuci de panou, trebuie să încep să închid aici bucățile astea, da? Două plăci jumate, o placă, două plăci și încă jumate acolo, două plăci jumate să închid. După ce închid toată zona asta, mai însă aceea deasupra o să rămâne loc liber. Mai trebuie să pun aici un opritor pentru plăci ca să stea exact la fix o chestie aici. Mai vedem, deci mai trebuie, așa, X-urile mai trebuie făcute. Chestii de migală, adică chestii de astea cum e becioarele astea și așa mai departe, mi-au luat foarte mult timp astăzi. Am stat numai de ea, dar arată mult mai bine. Acum e aproape de final. Ia să vedeți dacă am un unghi așa în care să-l vedeți cam tot dulapul, da? Cam așa arată, vedeți? Și mi-e să vă închid de aici. Din păcate aici o să rămână gaură. Și ca să am acces la bidonul de scurgere, să-l iau, dacă vreți să vedeți așa și bidonul de scurgere, că e și ăsta pregătit. Aici nu este, da, este unul de acesanit. Uitați, pe aceea o să-l bag, deci pe aceea o să intre. Așa, și el intră aici așa frumos, pur și simplu. Ia uitați, și o să fie fixat cumva aici, vedeți, în zona asta, vedeți? Așa, de-aia am și pus întăritorul ăsta aici, ca să-l fixez aici, așa, și să stea foarte bine fixat. Acum el stă prost și din cauza la ghiuvetă, că, na, uite, gata, am pus scurgerea ghiuvetă cum trebuie și acum stă bine. Da? Și aici, așa, cum o să am loc să-l scot când am nevoie, o să-i fac și probabil și niște gradații pe el de 10 m3. 10 litri, înseamnă că e aici linia de 10 litri, o vedeți? O să trag eu mai ca lumea. Furtunul, da, deocamdată e doar pus furtunul. N-avem pompa, n-avem restul de pus, așa. Sper să vină, când e încălătorie în Bulgaria pompa mea. Iuveta a ieșit foarte bine. Ia uite, poți să te speli pe mâini, poți să speli un vas mai mic, așa, o farfurioară mai mică. Avem și dopul aici, vedem unde îi punem loc. Să vedem dacă cumva aici, în zona asta, fac o cutiuță pentru detergenți, pentru ceva, sau pun ceva pe peretele ăsta să mai atânăm chestii, să mai folosim spațiu. Așa. V-am zis, o să mai sunt chestii migală care mănâncă timp. Adică, de exemplu, mi-a luat vreo oră jumate să șlefuiesc colțul ăsta de aici. Nu știu dacă observați, nu știu, nu se vede pe cameră, dar colțul ăsta e un pic mai scurt, da? Pentru că am un plastic acolo în mașină și trebuie un pic, vedeți, uitați, aici vine plasticul și toată zona asta de aici și aici e mai sus pe mașină și atunci trebuie să scurtez aici așa în lemn, să tot șlefuiesc până ajunge să stea bine drept, să nu stea pe colțul ăsta pe plastic și acesta să stea în aer zona asta, asta. Asta e ideea. Adică mai sunt chestii de migală, dar încet, încet ne apropiem de final. V-am zis, așa am dus și panoul pe mașină, nu l-am montat încă, l-am pus dacă așa să văd cum se așează. Se așează foarte bine și ăla poate de seară pe răcoare, că aștept răcoare, acum e soare afară și dezastru. Poate de seară reușesc să și pun panoul. Poate reușesc să montez X-urile și să montez mobilierul aici înăuntru în mașină și vedem ce mai iese. Așa, am uitat să vă zic că pe măsură ce mai fac lucruri, mai îmi vin idei, chichițe, hai să mai pun un cuier acolo, hai să mai pun o chestie acolo, hai să mai pun o chestie acolo. Și mai îmi vin idei care mănâncă timp, da? Dar trebuie să mă opresc din idei și să continui cu planul inițial, astfel încât să și finalizez lucrarea. Am reușit să pun și panoul, dar mai am destrângerile care mă rup în două. Gândiți-vă că șurubul este undeva aici de desubt și trebuie să nimeresc cu cheia. Aici de sub, cu pipăite, efectiv, că n-ai cum să vezi. O să vă arăt așa pe sub, de sub, în partea altă cum este, da? Și acolo te nimesc cu cheia să strâng. Am nimerit două, ți-am strâns deja, mai am încă patru. Mi-a rupt mâinile, o să fac mâinile musculară. Dar așa arată panoul prins pe mașină. Arată super, zic eu. Ia uitați-vă ce bine arată. Da?
Și dacă mă întrebați unde sunt pe terasă, de-aia sunt așa sus și pot să filmez și să lucrez. Pe partea alta a fost chinuiala mai mare, să fie chinuiala și la prinderi. V-am zis, muncă de chirurg. Aniți-vă că iau cheia și o bag undeva aici de dedesubt. Nu văd ce fac, da? Dar fac ceva. Mai îngol, mai nimeresc foarte multă chinuială, dar reușesc. Mă bucur că am pus panou. Mâine sper să tragem și firele. Trenești cu mobilierul, cred că mâine, că nu mai pot, dar e bine că am pus panou. Mi-era frică de asta, a fost chinuială mare, dar am reușit să dau găurile cât de cât poziționate bine ca să poată să stea.